copii mici, Zian și David, nici pentru cel mare nici atât, nici nașii de cununie, nici prietenii. Mai mult decât atât, am văzut și o colegă de-a noastră pe care o cunoașteți. De asemenea, a trecut acolo la Caracatiță. Mai mult de jumătate sunt angajați de pe timpul primarilor Băsescu, Videanu și alții. Vă dați seama, eu am o Caracatiță. Colega despre care vorbiți, dacă nu mă înșel, de fapt, dacă și nu mă înșel, sigur, soția domnului Capatos, care mi-a fost coleg la un moment dat în viața asta, niște mulți ani de zile. Este total neplăcut, mai ales că eu încerc să fiu cât pot de diplomată și elegantă și să ne gândim la faptul că există viață și după alegerile locale. Bun, și să nu călcăm, oameni, să nu văzut, călcăm nu totul în picioare, să nu ne călcăm zeci de oameni, prietenii, să nu călcăm adevărul în picioare. De pe acea listă așa zisei Caracatițe, mai mult de jumătate sunt funcționari publici sau angajați ai primăriei de pe timpul altor primari. Deci eu am o Caracatiță formată din angajați de acum 10, 15, 20 de ani, vă dați seama. 10, 15, 20 de ani ajunge la mandatele lui Videanu și al lui Băsescu. Deci oameni pe care nu i-am angajat eu, dar ei sunt trecuți acolo în așa zisa Caracatiță, fiind ai mei. Vă dați seama ce puternică eram eu acum 10, 15, 17 ani, aduceam oameni în primăriile conduse de domnul Băsescu, Videanu și așa mai departe. Oameni care nu mai lucrează în primărie de câțiva ani. Deci aia este așa zisa Caracatiță. Săraca Monica Capatos, soția lui Dan Capatos, prietena mea. Deci trist este că în stafful domnului Nicușor Dan este și o cunoștință comună de-a noastră care știe care este realitatea. Un prieten, după, să spunem, după comun de-a noastră. Mea, campania electorală a domnului Nicușor Dan este condusă de soțul domnișoarei noastră de onoare de la nuntă, Simona Gherghe. Greșesc? Nu greșiți. El ar fi trebuit să nu dea drumul unui astfel de material defăimător, incorrect, neadevărat, plin de greșeli. E cel mai blând dintre materialele difuzate. Grosăvii să spui că Gabriela Firea are o Caracatiță formată din cine? Una chiar din prietena noastră comună, Monica Capatos, dacă este prietenă de familie și cu Simona și cu Răzvan, ea e o membra Caracatiței, de oameni angajați de pe timpul domnilor Băsescu, Videanu, de oameni care nu mai lucrează în primărie, n-au nicio legătură cu primărie, de un naș pe care mi l-au inventat acum, când ei știu foarte bine cine sunt nașii și cine sunt prietenii noștri. Deci, ce să spunem, e o campanie nefiresc de incorrectă.